Știm că rivalitatea lor e foarte mare. Însă ca să ajungem la o concluzie obiectivă, trebuie analizați foarte clar pe cifre acești doi jucători. Nu este loc de subiectivitate dacă facem asta. Luăm pe rând fiecare capitol din fotbalul jucat de ei. Iar la final dăm verdictul și vom ști exact cine este până acum cel mai bun dintre cei doi. Până acum pentru că fiecare mai are câteva sezoane de jucat. Cariera la cluburi all-time. Messi are 752 de apariții, 260 de asisturi și 648 de goluri. Ronaldo are 868 de apariții, 192 de asisturi și 657 de goluri marcate. Champions League. Messi are 147 de apariții, 35 de asisturi și 118 goluri. Iar Ronaldo, 178 de apariții, 40 de asisturi și 135 de goluri. În ceea ce privește campionatul mondial, World Cup FIFA, Messi are 19 apariții în total, 5 asisturi și 6 goluri în total, ajungând până în finala campionatului mondial din 2014 cu Germania. Ronaldo, în schimb, are 17 apariții, 2 asisturi și 7 goluri, ajungând cu Portugalia de 2 ori în semifinale în 2006 și 2014. La națională, Messi are 142 de selecții, 42 de asisturi și 71 de goluri. Ronaldo are 170 de selecții, 30 de asisturi și 102 goluri. Trofee câștigate. Messi are 6 baloane de aur, 6 ghete de aur, 4 Champions League și 10 titluri de ligă, 6 cupe domestice, dar niciun trofeu internațional major cu naționala Argentinei. Ronaldo are 5 baloane de aur, 4 ghete de aur, 5 Champions League, 7 titluri de ligă, 5 cupe domestice, un turneu major internațional Euro 2016 câștigat cu Portugalia. Cu 11 premii Ballon d'Or, nu există nicio îndoială că Lionel Messi și Cristiano Ronaldo vor intra în istorie drept doi dintre cei mai buni jucători de fotbal din toate timpurile. Messi și-a petrecut întreaga carieră de club senior la FC Barcelona, unde a câștigat mai multe trofee, inclusiv La Liga, Liga Campionilor și Copa del Rey. Ronaldo, în schimb, a jucat fotbal la Sporting Lisabona, Manchester United, Real Madrid și Juventus. Colecția sa de trofee include 5 medalii câștigătoare ale Ligii Campionilor și titluri de ligă în Anglia, Spania și Italia. Niciodată în istoria fotbalului nu a existat o rivalitate mai mare decât cea dintre Messi și Ronaldo. Cei doi au evoluat timp de un deceniu în același campionat, fiind exponenții a două echipe care polarizează lumea fotbalului, Barcelona și Real Madrid. Din superbul lor duel s-au născut recorduri greu de egalat, cei doi motivându-se în permanență unul pe altul pentru a accede pe noi culmi ale succesului. Starul Barcelonei a câștigat 35 de trofee, are cele mai multe baloane de aur și e văzut de majoritatea specialiștilor cel mai bun din istorie. De partea cealaltă, Cristiano Ronaldo a cucerit 28 de trofee, având în palmares și un titlu important cu naționala, campionatul european. În plus, e cel mai bun marcator din istoria Ligii Campionilor și și-a dovedit valoarea în cele mai puternice trei campionate din lume, Anglia, Spania și Italia. Dacă în cazul lui Messi vorbim de un talent incredibil, Ronaldo a ajuns la performanțele de excepție prin multă muncă. Probabil, din acest punct de vedere, nu a mai existat un sportiv similar în toată istoria, independent de disciplină. Portughezul a avut mereu o ambiție incredibilă, dorind să demonstreze că e cel mai bun și fiind capabil de orice sacrificiu pentru a-și atinge țelul. Ronaldo a marcat mai multe goluri la club decât Messi, dar trebuie remarcat faptul că vedeta Juventusului beneficiază de faptul că a jucat încă două sezoane față de Messi. Fiecare din ei a realizat până acum remarcabilul record de peste 630 de goluri în cariera lor. În timp ce Ronaldo are în prezent mai multe goluri în general, Messi are avantajul în departamentul de scoruri, cu o medie a sezonului mai mare, 40-35, după ce a atins un maxim de 73 de goluri în sezonul 2011-2012. Cel mai mare scor pentru Ronaldo a fost în sezonul 2014-2015 cu 61 de goluri.
Când vine vorba de pase decisive, Messi este mult superior lui Ronaldo și acest contrast a devenit din ce în ce mai puternic pe măsură ce rolurile din teren au evoluat. Faptul că Messi creează atât de multe situații de gol cât și marchează este ceva decisiv atunci când se decide ce jucător este the greatest of all time. Cu toate acestea, Messi nu este cu mult în urmă și are de fapt un raport gol pe joc mai mic, deci există șanse mari să-l depășească pe Ronaldo dacă va continua să strălucească în competiții în continuare. Messi este extraordinar dribler și nu există nimeni mai bun în lume să preia și să dribleze printre apărători. Frumusețea lui Messi este că nu doar ritmul său îi bate pe fundași, ci tehnica sa sublimă, picioarele sale rapide și echilibrul său. Cine este cel mai bun din cei doi? Cine este the GOAT până la urmă? E o întrebare care oferă de multe ori răspunsuri subiective, chiar cu cifrele pe masă. Sunt destul de asemănătoare. Dacă preferați toate spectacolele din meciurile Barcelonei echilibrate, magia cu mingea, pase de geniu, agilitate și strategie la secundă, atunci Messi este câștigătorul. Ambii se îndreaptă de fapt spre perfecțiune. Dar totuși, ca lider, om care trage ca o locomotivă orice echipă, personalitate sportivă, șahist în atac, atunci acela e Ronaldo. Personal, mi se pare mult mai complex, șlefuit în 3 campionate de top din lume, trecut prin mulți antrenori, lovituri mult mai complexe, viziune mai largă a jocului. Alegerea mea este Cristiano Ronaldo, pentru că îl depășește pe Messi ca individualitate sportivă, complexitate, ambiție în joc și dorința de a face performanță peste tot, în ciuda conjuncturilor.